Și haideți să mai vedem o altă formulă. A plus B plus C totul la a doua este A pătrat plus B pătrat plus C pătrat plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Și avem problema numărul 3 în care voi aplica această formulă. Avem primul subpunct X plus Y plus 1 totul la a doua. Deci X plus Y plus 1 totul la a doua. Putem aplica această formulă în cazul